Un nou proiect cultural s-a desfășurat în weekend la Convivial, în Câmpul Lung. Este vorba despre Identitar Feminin. Pe scurt, o expoziție multimedia în realitatea augmentată, un spectacol de lectură și un concert Oigan. Mai multe detalii a oferit artista Ioana Nicoară. Bună seara, mă bucur că ați venit. În primul rând, este o expoziție pe care trebuie să o vedem prin telefon. Există instrucțiuni, există și un telefon care poate fi folosit în caz că, nu știu, e vreo dificultate tehnică. Este o expoziție în realitate augmentată, cu animație și cu muzică și cu voci, bazată pe 10 texte scrise de autoare femei din Republica Moldova și România. Și funcționează, este practic o... O să mă mișc, e ok dacă mă mișc? Este o experiență virtuală prin care vezi niște instalații, animații. Poate că ar trebui să mă stau mai așa. Ok, da. Mai puțin. Nu fumezi? Dar țăcări ai? Oare și te poți mișca în jurul ei. Sunt niște obiecte virtuale, animate, niște instalații digitale bazate pe aceste texte și cu voci de actori și unele texte sunt înregistrate și de către autoare. Și vom vedea expoziția, după care avem un spectacol lectură cu fragmente din două texte, cu actorii Laurențiu Bănescu și Oana Jindiceanu. Și o să ne relaxăm restul serii cu concert Oigan. Bun, vreau să-mi spui povestea acestei expoziții. De fapt, textele sunt scrise de 10 autori români și... 10 autoare, da. Este o selecție de texte făcute de Ana Maria Echin, care este scenarist și dramaturg și... care a sondat în aceste texte, le-a căutat și a făcut o selecție de texte care acoperă mai multe teme și inițial proiectul ei era cu texte din numai din Republica Moldova, dar am decis să le extindem ca să avem o diversitate și mai mare cumva de limbaj și de problematică. Sunt texte scrise și în rusă, sunt texte vorbite în regionalisme, sunt texte care acoperă personaje din zone sociale foarte diverse, cu diverse problematici, diverse momente istorice și așa mai departe. Vizitatorul, cel care vine, cel care asistă la spectacol, cu ce trebuie, cu ce crezi tu că ar trebui să plece de aici? Cred că, în primul rând, trebuie să aibă o experiență artistică și să se întâlnească cu mai multe medii artistice care s-au pus împreună pentru acest eveniment. Și cu ce pleacă fiecare acasă, asta va vedea fiecare cumva, în funcție de cine e el și cum va rezona cu ce a văzut. Mulțumesc, succes! Și eu mulțumesc mult! De asemenea, am discutat cu... Sunt Ada Maria Echim și sunt curatorul textelor din expoziție și din proiect. Am vizitat expoziția. Care este istoria acestor texte? Istoria acestor texte începe în 2020, când am participat la un atelier de scriere dramatică în Transnistria, organizat de o asociație culturală din Moldova, și care a reunit scriitoare din Moldova, deci și de limbă română și de limbă rusă. Și acolo am stat 3 zile, m-am întors în comunism, practic, dar am descoperit cu ocazia asta ce înseamnă să crești bilingv și m-am întrebat ce mai rămâne din identitatea ta ca persoană când ai de-a face cu două culturi, cu două regimuri, comunist și capitalist, și de aici a pornit întreaga idee a proiectului, căutarea identității feminine în acest context. Eu cred că nu putem trăi fără istorie. Eu cred că foarte multe din evenimentele de astăzi își au rădăcina în istorie. Și de aceea în selecția textelor am amestecat și texte care privesc istoria atât a Moldovei cât și a României. Textul Elizei Vilc, Ne poartă înapoi în comunism, textul Irinei Nechit, Ne poartă înapoi în colhozurile din Moldova. Deci am amestecat și istoria, dar și prezentul, pentru că avem și texte foarte intense care se referă la problemele actuale, la abuzuri, la distrugerea planetei, la lucruri de care ne pasă acum. Unii devin nostalgici, alții privesc în viitor și zic să nu se mai întâmple așa ceva, nu?
Da, cred că da, dar cred că scopul acestui proiect este să informeze și să trezească atenția și să stârnească discuții pe aceste teme. Astăzi seara avem două texte foarte diferite, unul al Oanei Jindiceanu despre o copilărie dificilă și unul al Irinei Nechid, Sfaturile Melaniei, despre o bătrână care a trăit toată istoria dificilă a Moldovei sovietice și post-sovietice, confruntarea cu capitalismul. Cei care vor pleca de aici, cu ce credeți că vor rămâne? Cred că vor rămâne cu o bucurie, o bucurie a întâlnirii, o bucurie a întâlnirii cu niște lucrări foarte, foarte frumoase, cum sunt cele de pe pereți, cu niște cuvinte foarte meșteșugit adunate și cu două interpretări, Oana Jindiceanu și Laurențiu Bănescu, care sunt doi actori independenți, pe care ai rar ocazia să-i vezi. Este un pas important făcut la Câmpul Lung, pe când și un festival de poezie. Asta nu mai știu cu festivalul de poezie, dar Câmpul Lung aș vrea să spun că este primul pas al acestui proiect, pentru că următoarea etapă este la Sfântul Gheorghe în 26 septembrie, la Suceava în 9 octombrie și la Râmnicu Vâlcea în 19, cred, octombrie. Succes! Mulțumesc! Expoziția poate fi vizitată până pe 24 septembrie la Cafenea Coloniale în Câmpul Lung și poate fi vizualizată cu propriul telefon mobil iOS sau Android prin instalarea aplicației Reniform App din App Store sau Google Play, fiind recomandată utilizarea căștilor în expoziție.